Bună ziua, prieteni dragi, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta cum facem noi vinul de casă, cum zdrobșim strugurii. Ei trebuie să dați jos după ciorchin ca să nu dea amărăciune la vin. Noi am făcut un sistem ca să nu mai stăm să luăm fiecare strugure în mână și să-l curățăm de boabe, dar dacă nu aveți posibilitatea asta, deci cel mai bine ar fi ca boabele de struguri să fie date jos după ciorchii. Asta pentru a nu ieși amărăciune la vin și este și mult mai gustos. Și ia uitați cum procedăm noi. Am pus aici o sită, puneți o sită de rapiți, faceți o ramă, apoi am pus blăni, zdrobșitorul și deasupra. Și pe sită aici se adună toți, rămân ciorchini, iar jos cad boabele. Vedeți? Foarte simplu. Un metru de rapiți. Îl rămați puștacheț și dați drumul la zdrobșit. Să vedem ce scoate mâna asta. Ia uitați aici cum rămân ciorchinii deasupra aici. Din când în când trebuie scuturată sita, așa. Uitați, acum decât scuturăm sita și lângă noi avem o găleată unde aruncăm tot ce rămâne, toate. Ia uitați cum rămân. Adunăm restul de ciorchin de aici. Foarte simplu. Nu e o problemă că mai scapă poate câte unul, dar asta e cea mai ingenioasă metodă și faci repede, nu stai să-i mai dai jos la mână după fiecare ciorchine, să iei cu bobul cu bobul. Noi deja am băgat primul butoi și am dat drumul să curgă. Noi cum îl facem? În timp ce spargem, deja dăm drumul și la robinet, băgăm la butoi și dăm drumul pentru că nouă ne place sosul meu, în general, face vinul să iese roze. Dacă îl vreți mai închis, mai negru, trebuie să-l lăsați două zile în butoi și apoi să-i dați drumul. Dacă îl vreți să iese mai deschis la culoare, imediat ce puneți strugurii, îi dați și drumul pe partea cealaltă la robinet să scurgă și începeți să băgați mustul la damigen până nu mai curge, după care momentul când vedeți că a încetat, îl mai lăsați până a doua zi, iar restul ce rămâne, trageți a doua zi. Și am mai... ați văzut cum facem și metoda cu strugurii, cum îi curățăm, îi dăm bine acea sită și așa îi curățăm noi de boabe. Îl lăsați vinul timp de 25-30 de zile până se oprește din fier în damigen. A, și am uitat să vă spun, eu după ce îl scot aici, îl mai dau printr-un tifon. În alt vas, îl voi da prin tifon și apoi voi merge cu el la damigean. Să-l pun în damigean. După ce el va sta în damigeană, vom pune dopul cu acel furtunaș într-un borcan și îl vom ține așa timp de 30 de zile. Știți că acum sunt dopurile acelea speciale cu furtunaș
și băgați într-un borcan cu apă. Borcanul cu apă să fie un borcan de 2 kg și nu-l umpleți cu apă. Și băgați acolo furtunașul și lăsați pentru o perioadă de maxim 30 de zile, până va sta din fier, că depinde cât este de cald afară. După această perioadă, ia uitați, acum el a mai încetat, s-a oprit. Bine că noi vom adăuga în continuare. După ce vinul a stat din fiert, eu îi pun la damigiana de 50 de litri, îi pun, și înainte de asta vom opri, că am uitat să vă spun, deci îl punem în damigeni și primul lucru care îl facem, prima dată, punem un, după care astupăm damigiana, îl punem invers, să nu dea ceva mizerie în el, gunoaie, iar acel dop cu furtunaș îl punem după 3 zile, când el începe un pic să înceapă să înțepe la limbă. Noi din această cantitate care la oprim la fiecare damigiană de 5 kg, 2 litri de 50 de litri, la fiecare damigiană de 50 de litri, oprim 2 litri de must pe care îi amestecăm cu 2 kg de zahăr. La 3-4 zile venim și adăugăm mustul diluat cu zahărul în damigiană și apoi venim cu acel dop cu furtunaș și îl introducem în acel borcan cu apă. Lăsăm așa pentru circa 25-30 de zile, până când observăm că vinul nu mai fierbe, iar apoi la fiecare damigiană de 50 de litri, de 5 vedre, îi punem un plic de vinobrano. Un pliculeț de vinobrano și apoi îi punem după acela cu furtunaș la loc pentru o perioadă de circa, să zic așa, până la sărbători, stă așa, până aproape de sărbători. Va sta așa. După care vom trage, îi punem, deci vinobrano, punem acel dop care v-am zis cu furtunaș la loc și îl lăsăm așa până aproape de sărbători. În preajma sărbătorilor, atunci aproape de sărbători, îl luăm, îl tragem după drojdie și îl transferăm în alte damigeni, după care îl sigilăm și nu avem treabă cu vinul. Nu se acrește, nu nimic. Deci, nu uitați, la o damigeană de 50 de litri, puneți 2 kg de zahăr și un plic de vinobrană. Și așa nu veți avea nicio problemă cu vinul. Iar strugurii, treceți-i să nu-i puneți cu ciorchine. Fără ciorchine, vedeți metoda la noi cum facem cu această sită și iese vinul super bun. Vă mulțumesc, o zi bună! La revedere! Vă aștept să vă abonați la canalul meu de YouTube în număr cât mai mare. Dacă v-a plăcut, dați un like!